Am de făcut o confesiune, colegul? Când spun frumusețe, din toate punctele de vedere, din punct de vedere al stilului de a-și duce viața, din punct de vedere fizic, din punct de vedere al felului în care își alege mediul în care să trăiască, eu zic Anca. Tu, pe ce Turcasiu. Păi stai puțin, nu poți să mergi tot pe Anca mea. Nu știu, Anca poate să fie multe, Turcasiu nu, nu. Anca, nu-i corect, eu te-am ales prima. Mult, da. S-a băgat repede, vezi mă ce înseamnă. Te pupăm! Dragilor, mi-e tare dor de voi. Să știți că am venit aici chiar pe malul mării ca să auziți sunetul valurilor. Iar noi ne-am apropiat unghia de gât atât de încât să auzi zgomotul pe care îl face în interior. Invidia în interiorul nostru. Da. Vă înțeleg, vă înțeleg. Dragă noastră, de 3 săptămâni aici și mai stai încă... Mai stau încă vreo 3 luni. Asta. Păi înseamnă că sigur ne întâlnim. Să iei tot soarele. Sigur ne întâlnim. Cu siguranță, da. De an și an tu faci și treaba asta de entertainer pe litoral. E altfel decât în altă parte? La mare sunt oamenii dispuși la altceva, vor să audă altceva? Ideea este că e vacanță pentru ei în fiecare zi și au o atitudine diferită total față de orice show pe care l-ai face în timpul săptămânii la București. Toată lumea e pusă pe distracție, pe voie bună. Eu sunt gazda unui show în care este un show interactiv, cu foarte multe concursuri, cu foarte multă muzică, cu dans, durează 3 ore, seară de seară, fără pauză. Și anul acesta, ca și noutate, voi face și sport cu prietenii noștri care vin să-și petreacă vacanța aici pe scena amplasată pe plajă. Asta se întâmplă dimineața, presupun. Dimineața, la 9:30, da. Păi și tu cât nu dormi? Că dacă seara e show 3 ore, normal orice om ar pica lat. Nu, nu. Eu sunt foarte echilibrată cu somnul. La ora 12:30, 1 cel târziu mă culc și la 8 dimineața sunt în picioare, mi-ajunge. Sunt un om care are nevoie de 6 ore de somn pe noapte și toată ziua pornesc la drum. Plus că la mare e altă energie, colega. Eu ți-am mai zis, valurile alea, briza. Nu poți să dormi acolo când ești activ tot timpul. Ești pe distracție, pe voie bună, pe să râdem, să facem sport, să nu pierzi nicio clipă. Unde te duci la mare să dormi? Cine a mai pomenit? 3 luni pe an pe care tu le petreci într-o, hai să zicem, vacanță în care muncești mai mult decât în restul. Deși și în rest am înțeles că activitatea ta e susținută, pentru că mi s-au plâns niște prieteni că ar fi vrut ca tu să le amenajezi casa și ai plecat la mare. Din toamnă sunt dispusă să fac asta și disponibilă, cu mare, mare bucurie. Am și aici la Năvodare un apartament al unui prieten de care mă ocup. Ba chiar mi-am și redecorat camera în care stau anul acesta, așa că n-am stat degeaba. Ai făcut deja, ai terminat casa Cameliei Potec, e adevărat? Ce umblă... E adevărat. Bine că ai reușit înainte de a merge la mare. Sunt foarte fericită, a ieșit foarte frumos, am făcut-o pe un stil glam, pentru că am pornit de la aurul medaliilor ei și am decorat în stil ca să aibă prețiozitate, eleganță și în același timp și simplitate. Și coerență tot spațiul. Sunt foarte fericită că a ieșit minunat. Te-ai gândit vreodată să amenajezi o casă care să arate cumva ca decorul tău de acum? Pentru că în spatele tău se vede o frumusețe, o frumusețe. Da, chiar mi-ar plăcea foarte mult să amenajez apartamente la malul mării în stil marin, cu accente marine. Da, chiar da. Dar din toamnă o să mă preocup mai mult, pentru că asta trebuie făcut nu în timpul verii, normal. Oamenii vor vara să aibă apartamentele gata. Deci din toamnă o să fac un anunț și o să pornesc să fac și asta. Continui și cu cursul meu aici online, cu copiii, așa că am activitate intensă de dimineață până seara. E lume, foarte multă lume la mare? Este foarte multă lume la mare. Ce bine. Dacă îți fac așa o imagine, ai să vezi că plaja are foarte multă lume, este lume și în apă, e cald, e frumos, apa mării e caldă și noi de diseară dăm și startul show-ului nostru la portul unde ne ținem spectacolele în fiecare an. Până acum am dat în diferite alte locații spectacolul, din seara asta avem un fel de premieră, ca să-i spunem așa. Deci treabă multă, bogăția omului. Cam așa, cam așa. În sfârșit, Teo, după un an de zile de stat acasă pe canapea, mi-era atât de dor să muncesc cum nici nu vrei să știi. Te înțelegem mulți, foarte mulți dintre noi. Draga noastră, îți mulțumim pentru tot și îți mulțumim pentru culorile pe care le arătați și pe cele pe care ți le știm în interior. Îți dorim să fii fericită și îți dorim să ne dai vești bune, adică să ne spui când e mai puțină lume la mare ca să venim și noi. Eu vă aștept, sunt aici și cu brațele deschise. Vă îmbrățișez și mi-e tare dor de voi și vă mulțumesc mult că, uite, ne-am întâlnit în așa o zi frumoasă și că v-am adus și marea. Și soarele. Mulțumim mult de tot, Anca. Și soarele. Vă pup mult de tot. Te pupăm. Spor la treabă și relaxare plăcută, că na, acolo la mare te mai și relaxezi atunci când muncești. Băi, să mergem și noi, mă. Măi, eu nu zic să nu mergem. Problema noastră nu e asta. Problema noastră e că noi ne ducem vineri seara și practic duminica trebuie să mergem cu tot cu emisiune. Iau eu platoul ăsta. Bine, tu care platou? Da. Și eu... nu platou, că punem acolo măsuță, la mine pe plajă, acolo punem o măsuță, niște lumini, gata. Plajă avem, să facem, ne deranjează nimeni, facem când vrem. Nu e păi și interpreții, păi și taraful. Deci eu, mama, acolo. Sambalul. Găsim. Punem sambalul lângă bar. Și Batista? Batista o punem pe bar, ca să poată omul să cânte la țambal. Mai bine punem noi Batista pe țambal și ne vedem de treabă. Haide, mai se zice că fac podețe de alea, scriu mare și atât ușor pe podețe. Ce vrei să facem acum? Să mergem la mare. Bine, în afară de asta. Acum să mergem, hai că începe să cardă canapele. Hai, mă, hai să facem cum vrei tu. Pe cuvântul tău, de mâine ne mutăm? De azi ne mutăm, uite plecăm azi. Gata. E bine așa? De aștept.